Valuta. Ok. Salut, Alex. Salut, salut, Radu. Deci, episodul după absență de câteva săptămâni. E Da. episodul numărul 5. Da, a trecut un pic de timp, dar ne-am întors acum content fresh să continuăm povestea de migrare și optimizare a unui client în cloudul AWS. Ok, și astăzi, hai să mai facem introducerile încă o dată, poate avem și spectatori noi care ne cunosc deja. Deci eu sunt Radu Dobrinescu, sunt Partner Solutions Architect la Amazon Web Services și mă ocup cu regiunea Central and Eastern Europe. Și Alex? Salut, sunt Alexandru Costescu, sunt Startup Solution Architect în cadrul AWS, tot pe aceeași regiune Central Eastern Europe. Și mă bucur să ne revedem după această perioadă. Da, și așa cum ai spus și tu, Alex, astăzi avem conținut proaspăt, și mai precis o să vorbim despre gestionarea secretelor, deci principal parole, dar nu numai parole, da, deci parole, chei, API, tokenuri, text arbitrar și vedem cum facem asta, Da, da? O să e. avem ca de obicei, ok. Dar vreau să spun că o să avem, ca de obicei, o parte de prezentare, de slide-uri. Și apoi, Alex, tu o să ne arăți un demo, efectiv, cum să folosim serviciul pe care îl prezentăm azi. Sigur. Ok. Hai să începem cu prezentarea. Deci avem provocarea asta pe care clienții noștri o au de obicei cu gestionarea parolelor, da? Și cum stochezi o parolă într-un mod securizat, să spunem. Da? De obicei, dacă vrei să... Radu, cred Da? că este șeruit, de fapt este un cadru mai vechi șeruit, acum nu suntem pe prezentare, dacă ne ajută. Cred că am rezolvat acum cu share-ul. Dacă ne ajută și Dragoș, îl salutăm cu această ocazie. Dragoș este la butoane în echipa de producție. Salut, salut. Continuare, cred că vedem un fost screenshot de pe PC-ul meu. Ok. Mai durează, cred că un pic. Prezentarea Tot acum. așa. Da, vedem prezentarea, pare să Ok. fie. Ok, da. Deci, să revenim. Cum spuneam, vorbim despre gestionarea parolelor și despre problema asta. Când vrem să stocăm o parolă în siguranță, și ce facem? O salvăm într-un sistem, care acel sistem va trebui și el securizat cu o parolă. Și atunci, întrebarea, care e parola pentru parol? Nu e o problemă care apare frecvent. Și clienții noștri asta vor de favor, să folosească parolele lor în aplicații pentru a accesa, pentru cel mai simplu use case ar fi când dintr-o aplicație, din codul unei aplicații, vrei să acceseze o bază de date. Da? Accesul ăla trebuie să fie securizat, baza de date are o parolă. Evident, nimeni nu vrea să pună parola în clar în codul aplicației, cod care poate fi șeruit și cu alții, astfel încât, nu știu, oameni care n-ar trebui să aibă acces să vadă acea parolă. De asemenea, ce mai vor clienții noștri? Fie că vor să implementeze niște bune practici, fie că sunt niște reglementări, poate impuse de anumite industrii, e ca aceste parole sau credențiale să fie rotite. La un anumit timp, ele să fie resetate, înlocuite cu noi parole sau noi credențiale.
Evident, și asta dacă se face manual, atunci implică riscuri, efort adițional și așa mai departe. Și, în normal, a treia cerere în gestionarea parolelor sau un use case care apare frecvent la clienții noștri ar fi nevoia de a ști cine, când și cum folosește credențiale. Da? Deci un audit serios al credențialelor și când, cum sunt folosite aceste credențiale. Cum rezolvă aceste cereri clienții? Există, evident, și soluții, să zicem, third party, soluții care de obicei sunt mai greu de gestionat pentru că ele trebuie să ofere high availability, deci de obicei trebuie ca să stochezi parolele astea într-un mediu sigur, într-un sistem sigur. Trebuie să asigur că acesta rulează cu cluster hash-a, care clasă trebuie menținut împreună cu infrastructura respectivă și de asemenea procesele astea sunt plite de la casă în funcție sistemul din provoca și downtime dacă ceva nu merge bine procedura asta de rotire. Și atunci, pur și simplu din cauza unor credențiale greșite, toată aplicația poate suferi de downtime. De asemenea, când poate nu e implementată o soluție de gestionare a parolelor și a secretelor, se ajunge la situația în care mai mult nici nu ar trebui să aibă acces la credențialele, ajung să cunoască parola, care poate deveni o parolă, să zicem, pe termen lung, care nu se resetează. O secundă să verific de ce nu se văd ce slide. Alex? Da, suntem acum, ce se vede pe Twitch este slide-ul cu introducerea la Secrets Manager. Deci ar fi... Ok, cred că am avut ceva probleme cu primele două slide-uri, cu un update de share. Nicio problemă, așa este. Își dă toată lumea seama că ce facem este în direct. Avem și problemele de în direct. Ok, da, deci vorbeam de provocările sistemelor ăstora de gestionare a parolelor. Și problemele astea și practic cum le rezolvăm noi? Evident avem un serviciu pentru asta, da? Și el se numește AVS Secrets Manager. Deci ce oferă serviciul ăsta e gestionarea mai ușoară a secretelor, care din nou, secrete pot fi nu numai parole, credențiale pentru baze de date, pot fi, să zicem, API keys, pot fi orice fel de secrete folosite în aplicație, tokenuri sau pur și simplu text arbitrar. Da? Ele pot fi stocate și gestionate de Secrets Manager. Secrets Manager are o interfață pe consola web, pe care o să ne arăți tu, Alex, la demo. Are și un CLI sau SDK-uri ca să fie funcționalitatea să fie integrată în cod. Și, de exemplu, cum funcționează este că Secret Manager, deci în loc ca o parolă sau niște credențiale să fie introduse direct în codul unei aplicații, ele pocuite cu un apel de API către serviciul de Secrets Manager. Da? Și acest apel practic returnează secretul. Vom vedea mai departe exact care sunt pașii pentru asta. Deci, practic, ce rezolvă serviciul ăsta? Să spunem, fără el, când o aplicație custom accesează o bază de date, în aplicație de obicei sunt incorporate în codul aplicației și credențiale pentru accesul la acea bază de date. Și, de exemplu, când aceste credențiale trebuie rotite, evident, nu se face doar rotirea credențialelor, și codul aplicației trebuie modificat. Deci este un pas suplimentar. De asemenea, chiar mai mult, dacă aceste credențiale, dacă sunt partajate, să spunem, cu mai multe aplicații, sunt mai multe
multe aplicații care folosesc aceleași credențiale pentru a accesa aceleași bază de date, e suficient ca credențiale să fie rotite, într-o aplicație să fie updatate, în alta nu, și atunci, evident, apare și downtime-ul de aplicație. Și Secrets Manager practic rezolvă toate aceste situații prin automatizarea rotirii credențialelor, stocării credențialelor în cod de aplicație cu un simplu apel de API către Secrets Manager. Practic asta face și ca acea parolă, credențialele să fie mai sigure, pentru că ele nu mai sunt incluse în codul aplicației și nu este riscul de a fi șervite cu codul respectiv. Deci asta ar fi în câteva cuvinte serviciu. Câteva feature-uri ale serviciului. Deci ar fi această capabilitate de a roti automat credențialele și pentru anumite servicii AVS, cum ar fi bazele de date relaționale, deci orice bază de date din RDS, pentru serviciul de Data Warehouse, Redshift, pentru Amazon DocumentDB, funcționalitatea de rotire a credențialelor este direct este oferită out of the box cu Service Manager. Deci nu trebuie făcut nimic adițional, trebuie doar setată și atunci serviciul practic resetează credențialele din serviciul de bază date ale AVS-ului. Dacă serviciul Secrets Manager e folosit cu niște servicii de backend third party, să spunem, funcționalitatea de rotire a credențialelor poate fi personalizată, deci se poate extinde cu funcții lambda, în care logica de reset, de rotire a parolelor, se definește custom într-o funcție lambda și aceasta se integrează apoi cu serviciul de Secrets Manager. Deci pentru serviciile existente în AVS, funcția este deja existentă, out of the box. Pentru alte servicii se extinde cu niște cod custom lambda și o să vedem exact fluxul acestui proces în slide-urile următoare. De asemenea, accesul la Secrets Manager este gestionat prin politici de acces și practic aici intervine serviciul de Identity and Access Management, deci serviciul prin care accesul la orice al serviciu AVS și o să vedem cum facem asta cu IAM roles, cu rolul IAM pe baza identității. Și de asemenea avem și funcționalitatea de criptare. Deci orice serviciu pe care îl gestionăm cu Secrets Manager poate fi și criptat, fie cu o cheie custom a noastră pe care o gestionăm cu serviciul de Key Management Service, cu KMS. Pe lângă asta, cum spuneam, și pentru a răspunde cererii de monitorizare a accesului la aceste secrete, Secrets Manager se integrează cu servicii cum ar fi CloudWatch pentru monitorizare și CloudWatch pentru a vedea exact când Secrets Manager protejează, resetează niște credențiale sau când un secret este accesat de o anumită aplicație. De către ce identitate este accesat secretul, în ce mod și așa mai departe. Deci avem și o soluție de monitorizare și logging integrată cu Secrets Manager. Care sunt câteva din use case-uri, din cazurile unde folosim Secrets Manager? Și cel mai frecvent este, din nou, din codul unei aplicații ne conectăm la bază de date. Primul pas ar fi că un DBA, deci administratorul bazei de date, practic stochează credențialele în serviciul de Secrets Manager. Un developer, deci cineva care nu ar trebui să aibă acces la baza de date direct, doar cineva care lucrează pe codul aplicației, definește această aplicație ca având un rol în IAM, în Identity and Access Manager. Cui rol, aplicația practic poate apela serviciul de Secrets Manager, iar de aici, din serviciu, primește permisiunile să obțină credențialele baze. Deci, practic, vedem că serviciul ajută astfel încât un dezvoltator al aplicației, care are nevoie, în mod clar, să acceseze baza de date din codul acelei aplicații, poate face asta fără a avea
acces direct la credențialele bazei de date. Da? Deci tot ce trebuie este ca aplicația să fie identificată în IAM ca având un anumit rol și pe baza acestui rol manager și pe mai departe se face relarea credențialelor respective. Un al doilea use case ar fi exact această rotire a credențialelor în aplicație. Da? Deci în loc să facem o resetare a credențialelor și apoi în aplicație să intervenim pe cod direct doar pentru a modifica credențialele care ne conectăm, această procedură poate fi automatizată cu Secrets Manager. În sensul că Secrets Manager este cea integrată cu celelalte servicii, fie pe baza unei funcții Lambda Custom, care să facă asta pe mai departe în sistemul de backend. Și odată ce au fost rotite, testate și validate, ele sunt promovate ca fiind credențialele care apoi sunt returnate aplicației pe acel call API pe către Secrets Manager. Da? Deci, practic, nu trebuie intervenit în niciun fel pe codul aplicației, iar rotirea credențialelor se face automat în spate. Treilea use case frecvent este atunci când stocăm în Secrets Manager nu neapărat parole sau credențiale pentru accesarea unor altor servicii, ci chiar secrete care țin de aplicații. Și acestea pot fi ori, să zicem, niște token autentificarea utilizatorilor la aplicații însăși. Și aceste token din nou, pe același principiu, pot fi resetate de către Secrets Manager. Da? Deci, odată ce tokenul expiră, aplicația poate obține tokenul nou generat din Secrets Manager. Accesul la serviciul de Secrets Manager se face practic la fel ca este securizat ca accesul la orice alt serviciu, da? Deci se face pe baza IAM, Identity and Access Management, și pe baza rolului definit. Deci practic fiecare acces se face pe baza unei identități. Această identitate poate să fie un user sau o instanță EC2 pe baza unei instance profile. Identitatea, pe mai departe, poate avea asociat un rol. Da? Iar acest rol conține una sau mai multe politici, care politici, practic, oferă accesul la un anumit, serviciu. Deci, care poate fi un user, un utilizator cu propriile credențiale, care sunt salvate undeva pe sistemul de operare, sau o identitate de tip cu instanțe EC2, care are un nivel de instanță. Fiecare dintre aceste identități primește un rol și politicile atașate acestui rol permit accesul unui serviciu cum ar fi Secrets Manager. Sau orice coordinează pentru toate cele. Iar în cazul Secrets Manager, odată ce rolul și politicile din acest rol permit accesul către serviciul de Secrets Manager, practic codul unei aplicații care poate rula într-o instanță EC2 sau poate acel pe credențialele AWS direct setate, rolul acesta permite accesul la Secrets Manager, iar mai departe, manager va gestiona credențiale către o bază de date, da? Deci, practic, tot ce trebuie să fim aceste aplicații este accesul la serviciul de Secrets Manager printr-un rol. Mai departe, Secrets Manager este cel care încarcă credențialele și care, de asemenea, gestionează și rotirea în siguranță a credențialelor, fără ca aplicația să fie implicată. Care sunt pașii pentru această rotire? Am zis mai devreme că există două, să spunem, abilități. Una în care în spate avem un sistem pe un serviciu AWS. Deci, practic, vrem să rotim credențiale unei baze de date din RDS sau Redshift. Și atunci, funcționalitatea asta vine out of the box
cu Secrets Manager și practic din aplicația noastră noi accesăm serviciul Secrets Manager și mai departe credențiale. Da? Deci primul lucru este să se emită un eveniment de rotire a credențialelor, care poate fi programat la anumită perioadă de timp, să zicem la, nu știu, săptămână, noi avem programat o astfel de rotire a credențialelor. Secrets Manager inițiază această operație în sistemul backend și acesta este gestionat din nou out of the box pentru serviciile AWS suportate. Odată ce credențialele au fost rotite în serviciul backend, ele sunt confirmate Secrets Manager și vor fi și validate, odată ce sunt promovate ca fiind credențiale active. Și odată ce sunt promovate ca fiind credențiale active, există un label care se setează pe credențiala respectivă. Acestea vor fi pot fi recuperate din codul aplicației. Deci pe fiecare call de API, credențiale care au labelul de AWS Current. Deci credențiala care a fost activă. Acesta ar fi practic procesul de rotire în care pe codul aplicației totul e gestionat de Secrets Manager. Asta e varianta simplă. Avem un serviciu AWS. Dacă în spate am avea, de exemplu, serviciul third party, atunci practic toată procedura ar conține niște pași suplimentari. Deci, din nou, am avea acel eveniment care apare la o perioadă de timp predefinită, când vrem să rotim credențialele. Dar, pentru că cine este în spate, atunci trebuie să adăugăm un pas personalizat. Și putem face asta adăugând această funcție Lambda, care se va ocupa exact de a reseta serviciul backend care este third party. Deci, asta este un pas care trebuie făcut custom, definit odată și apoi poate fi folosit pentru rotirea credențialelor. În rest, în afară de acest pas, practic tot procesul de ciudat credențial, ele sunt din nou stocate în Secrets Manager cu un label de, să zicem, pending. Până când ele sunt validate, pot primi acel label de AWS Current, deci sunt credențiale curente și atunci aplicația va primi credențiale curente când se va face call-ul de API pe Secrets Manager. Nivelul de granularitate la care se poate face, la care se poate defini accesul și securiza accesul către Secrets Manager. Da? Și asta ține mai mult de funcționalitatea Identity and Access Management. Deci aceste politici de autorizare care se oferă utilizatorilor, grupurilor, rolurilor, ele practic definesc nivelul de acces la secret. Deci fie accesul sau restricționează accesul la aceste secrete. De exemplu, ce puteți să faceți, puteți să atașați o politică la un grup cu mai mulți utilizatori care pot avea, nu știu, acces de a configura secrete. Deci au full access către Secrets Manager, ei pot defini servicii, pot defini secrete noi în acest serviciu. Altă politică mai restrictivă poate fi atașată unui rol, spre exemplu, da? De aplicație, cum am văzut mai devreme. Și această aplicație, practic, nu primește decât rolul de a citi un singur secret. Credențiale care sunt prevăzute doar pentru acea aplicație. De asemenea, asta ar fi un exemplu în care, să spunem, politicile sunt bazate pe identitate. Deci ele sunt atașate unor utilizatori sau unor grupuri cu mai mulți utilizatori în ele sau unor instanțe. Dar se poate face și invers. Politicile pot fi atașate
unei resurse. Deci, de exemplu, sunt resource-based policies, în loc de identity-based policies, și aceste resurse, practic, pot fi atașate resurse respective, care poate fi un secret, astfel încât, de exemplu, politica să definească că accesul la acest secret se poate face numai din rețeaua internă, să spunem. E doar un exemplu. Ok. Despre servicii de criptare. Am spus că Securities Manager oferă și această funcționalitate de criptare a secretelor pe care le stochează. Și practic criptarea se face și și în transit. Deci practic orice call care se face către Securities Manager este securizat, folosește TLS, deci asta asigură că secretul este criptat in transit. Și de asemenea, at rest, criptarea este asigurată și Secrets Manager practic folosește serviciul de KMS, deci Key Management System, pentru criptare. Clienții au aici posibilitatea de a folosi cheile proprii de criptare. Și Secrets Manager folosește un sistem de tipul Envelope Encryption, în care există un Master Key, un Data Key și data respectivă. Deci datele, secretul în sine care este stocat, se criptează cu un Data Key și este stocat, atât acest Data Key cât și secretul în sine sunt stocate în acest envelope. Data Key-ul este și el criptat cu un Master Key. Și practic master key-ul nu este niciodată folosit în afara serviciului KMS. Pentru a decripta acel secret, practic se folosește master key din KMS, se decriptează data key-ul și cu data key se decriptează și secretul respectiv. Asta practic introduce și un serviciu valent oarecum, de avem și un serviciu denumit Systems Manager și în cadrul acestui Systems Manager avem și un Parameter Store care este destul de asemănător cu Secrets Manager, în sensul că poate fi folosit pentru asta că de obicei nu secrete, nu date sensitive cum ar fi Secrets Manager, și parametri de configurare a anumitor aplicații. Da? Deci, în principiu, cam asta ar fi diferența dintre cele două. Parameter Store este mai mult folosit pentru a stoca date de configurare, pentru parametrii, să spunem, folosiți în anumite aplicații sau anumite scripturi. Pe când Secrets Manager se adresează unor date, să spunem, mai sensitive din punct de vedere al securității, și vine cu funcționalități, să spunem, care ajută în securitate și compliance. Și de asemenea, Secrets Manager am văzut că este deja integrat și cu servicii de rotire a credențialelor. Ok. În încheiere și câteva cuvinte despre costul serviciului și cum se calculează. Practica multe alte servicii în AVS se plătește doar pentru cât e folosit și costul practic e calculat pe două dimensiuni. Odată numărul de secrete care sunt stocate în serviciu și aici avem 40 de cenți pe lună pe fiecare secret și apoi numărul de accesări ale serviciului, da? De câte call-uri de API se fac pentru recuperarea acestui serviciu. Și costul este 5 cenți per 10.000 de call-uri de API. Mai e un slide cu două link-uri, probabil că o să le punem în descrierea înregistrării filmulețului, nu cred că cineva poate să le copieze. Practic sunt două bloguri care arată cum poate fi folosit serviciul odată
folosind, să spunem, politici care oferă accesul la Secrets Manager din conturi separate AVS, deci practic și pot fi gestionate aceste secrete. Și al doilea bloc care arată o soluție pentru rotirea cheilor de Twitter și cum pot fi rotite automat cu. Și cu asta prezentarea s-a încheiat. Putem să trecem la partea de demo. Igor, aștept eu o confirmare. Ok. Dacă Alexus, mă aud. Și dacă se vede și ecranul. Și vedem și ecranul acolo. Bun. Mulțumesc mult, Radu, foarte interesant și e unul dintre subiectele alea care interesează companiile mari și mici. Unul pentru că îți ușurează munca foarte mult, exact cum povesteai și tu, pentru o companie care ar încerca sau gestionează sisteme foarte complexe în care ții nu un secret sau o singură bază de date, dați sute de secrete sau de variabile de mediu de care aplicația are nevoie și pentru care ai nevoi specifice de compliance. Un lucru pe care nu l-am tratat noi în slide-uri. Serviciul are foarte multe certificări de securitate, poate fi aplicat în aplicații care gestionează date de pacienți. Avem standardul HIPAA, standardul PCI DSS, FedRAMP, iarăși pentru toate tipurile de aplicații, indiferent de nivelul de complexitate, vă asigură un nivel de securitate și de audit pe care nu l-ați putea atinge decât prin costuri ceva mai ridicate, prin soluții third party. Dar la acele soluții, iarăși, aveți responsabilitatea hostingului, acelor servicii, overhead-ul de management și iarăși, chiar dacă ele pot fi certificate la nivel de produs, partea de produs plus hosting ar avea nevoie de certificare suplimentară, lucru pe care îl aveți out of the box cu Secrets Manager. Discutam tot cu Radu în episodul 3, când compania fictivă Digital Clouders trecea printr-un proces de modernizare al aplicației. Am povestit atunci că trecerea de la o aplicație pe o mașină către containere prezenta și aceste provocări. Unde să stocăm? Pentru că noi vrem să dezvoltăm pe un mediu de beta staging și pe PC-ul sau laptopul dezvoltatorului și în același timp aceeași versiune, aceeași imagine de Docker să ajungă și în mediu de producție. Asta înseamnă că aveam nevoie de o modalitate sigură de a face această expunere a variabilelor de environment, a credențialelor de bază de date sau a API-urilor într-un mod sigur și facil. Am discutat atunci un pic de Secrets Manager, dar din rațiuni de timp n-am apucat să și arătăm serviciul, așa că revenim acum cu acest demo despre Secrets Manager. Avem o aplicație care este hostată într-un container în serviciul Amazon ECS. Pentru această aplicație este un WordPress. Avem nevoie să stocăm câteva variabile de environment. URI-ul bazei de date, user, parolă,
și baza de date pe care ar trebui să o, să o încarce WordPress-ul. Cum am făcut, asta? Prin intermediul Secrets Manager și prin intermediul Amazon ECS. De obicei, sistemele AWS de management containere, Lambda sau EC2 au un suport nativ pentru tool-urile acestea. Cum am făcut? Avem variabile de environment pe care WordPress-ul se așteaptă să le primească, iar în loc să avem valoarea în clar aici, avem un Amazon Resource Name care pointează către secretul nostru. Odată ce pornește containerul, serviciul ECS, prin intermediul politicii IAM, are dreptul să apeleze Secrets Manager și va extrage valoarea pe care o avem stocată acolo, populând aceste field-uri. Este foarte simplu și exact cum povestea și Radu. Dacă avem persoane din echipă care nu ar trebui să aibă acces la anumite date senzitive, cum ar fi user și parole de bază de date, API-uri sau orice alt tip de informație confidențială pe care am stocat-o ca un secret, putem să ne folosim de Secrets Manager, apelând strict folosind acest Amazon Resource Name și obținând valoarea direct în aplicație. Cum arată secretele? Ne uităm în serviciul de Secrets Manager, vedem că avem aici numele secretelor pe care le definim noi. O să și definim un secret pentru o bază de date și să facem și partea de rotire. Vedem aici, odată ce definim secretul, avem un Secrets Amazon Resource Name și putem vedea valoarea și în consolă. Este un secret plain text, avem un URI pentru conexiunea la bază de date. De asemenea, avem setările de rotire a credențialelor, iarăși dacă avem permisiuni speciale pe care le putem defini și nu în ultimul rând ni se oferă out of the box și snippeturi de cod pentru limbajele populare de programare. Practic, puteți lua aceste snippeturi out of the box și să vă folosiți de serviciu fără să aveți nevoie să dezvoltați voi ceva. Ca să arăt și permisiunile despre care vorbea Radu, pentru că fiecare secret poate fi legat de o politică AVS, politică care poate la rândul ei să fie legată de un rol și aplicat fie unui container, fie unei instanțe, fie unei funcții Lambda. Avem o politică definită aici, denumită Secrets. Această politică este simpluță. Practic, dăm acces serviciului sau instanței, resursei în general, să facă un get secret value către ARN-ul acelui secret. Practic să facă un retrieve de valoare, să aibă acest privilegiu. Este foarte simplu de definit o politică de genul acesta și ne asigură și acea separație și granularitate pe care o are Identity și Access Management-ul din AVS, dându-ne ocazia să facem și audituri complexe și să putem să justificăm și în cazul unui audit extern sau în cazul unor nevoi de compliance ce aplicație, ce roluri au acces și iarăși cât de des se întâmplă accesul. Avem toată partea de audit pe care o regăsim în CloudTrail, iarăși putem integra Secrets Manager și cu AWS Config pentru a face verificări de compliance pe aplicația noastră sau pe infrastructura
noastră pentru a vedea dacă avem secrete care trebuiau rotite sau ar trebui rotite conform unor politici pe care le definim noi, dacă avem lucruri care nu sunt compliant în platformă, AWS Config ne ajută. Haideți să vedem cum definim și un secret nou. Vorbeam de un user și o parolă pentru o bază de date. Avem aici câteva baze de date și haideți să definim și un secret pentru a ne putea conecta la ele. Avem, cum povestea Radu, posibilitatea de a defini credențiale pentru baze de date RDS, pentru baze de date DocumentDB, clustere de Redshift, orice altă bază de date suportată. Vedem aici că putem introduce inclusiv baze de date care sunt hostate în EC2 sau chiar baze de date care sunt hostate on-prem și pentru care vrem să facem retrieval-ul de secrete din cloud. De asemenea și orice alte secrete în format JSON sau plain text, depinzând de nevoile aplicației noastre. Toate secretele sunt criptate, fie cu o cheie default care vine cu serviciu, fie putem defini noi prin intermediul serviciului KMS o cheie specifică acestui serviciu. Sau să încărcăm o cheie pe care o folosim și on-prem. Noi vrem să definim un secret pentru baza noastră de date. Mozilla s-a hotărât că va ține minte ce am introdus eu mai devreme, dar putem face această introducere din nou. Un username pentru baza de date, o parolă și selectăm din drop-down-ul care ne arată toate bazele de date hostate în Amazon RDS din regiunea Frankfurt. În cazul nostru am vrea pentru acest Aurora Cluster. Dăm un nume secretului, putem să avem un nume mai complex care să ne ducă cu gândul la utilizarea acestui secret, pentru ce l-am utilizat sau efectiv să spunem un database production și o descriere care ar fi bine să apară, vă ajută pe voi să știți despre ce e vorba, ce secret este și la ce anume ar da acces. Tagurile sunt prezente ca în majoritatea serviciilor AWS, ne ajută să facem alocarea de costuri, să vedem resursele folosite, să facem varii operațiuni de sortare pe baza acelor taguri. Iarăși, dacă am vrea să dăm acces și altor conturi pentru acest secret, de exemplu, avem o structură în care avem un cont de beta și un cont de producție, să putem să definim anumite secrete de producție și să dăm acces și anumitor aplicații dintr-un alt cont, de exemplu unul de beta, pentru a putea să preia valoarea acelui secret și să o folosească în aplicație sau pentru use case-uri de testare. Una dintre cele mai interesante ale serviciului, faptul că putem avea o politică automată de rotire. Moment în care dispare nevoia de a avea pe cineva să ne definim evenimente în calendar, să avem o persoană care stă și își notează într-o agendă că ar trebui să schimbe odată la un interval de timp o anumită parolă. Avem secretul definit în Secrets Manager, putem să definim o politică automată de rotire între 30, 60, 90 sau o perioadă custom între 1 și 365 de zile pentru a efectua această rotire. Cum povesteam și în slide-uri, avem opțiunea să rotim credențiale nu numai pentru
servicii AWS ca RDS, Redshift sau DocumentDB, dar putem să rotim și credențiale custom sau API-uri custom pe baza unei logici custom pe care o veți defini voi în interiorul unei funcții Lambda. Ne ajută foarte mult această integrare cu Lambda, pentru că multe aplicații au și nevoie de integrări cu sisteme terțe, sisteme care pot avea mecanisme proprii de autentificare sau pot avea modalități proprii de a face acele rotiri, și atunci putem defini prin intermediul Lambda o logică specifică componentei pe care o folosim, care ar trebui rotită, și să realizăm această rotire automat, fără a fi nevoie de a mai avea pe cineva la butoane. Avem deja o funcție Lambda creată. În cazul în care nu era, puteam crea automat una. Ni se cere doar un nume și vom avea o funcție Lambda creată. În cazul nostru avem una deja configurată care face rotirea acestor credențiale pentru o bază de date RDS. Ce face funcția Lambda? Foarte simplu, se conectează la baza de date pentru că userul și parola pe care am dat-o sunt de superadmin, va configura un nou user și o nouă parolă, va testa acel nou user și nouă parolă. Odată ce se validează acel test, credențialele sunt promovate ca active și sunt returnate la cerere pentru componentele care au nevoie. Putem face această operațiune dacă avem super user-ul sau dacă avem un alt secret din serviciul de Secrets Manager care ar avea acel super user. În cazul nostru avem super user-ul configurat și putem să mergem mai departe. Selectăm și perioada de 30 de zile. Vedem o ultimă verificare înainte de a stoca secretul și iarăși snippetul de cod pentru limbajele de programare suportate de SDK-uri. Iarăși avem mai multe SDK-uri și puteți să faceți această integrare. Iarăși dacă nu există un SDK specific pentru limbajul folosit de voi, puteți să folosiți și AWS CLI-ul pentru a face retrieval-ul de secret și pentru a-l integra în aplicația voastră. Să stocăm secretul, îl vedem, apare în lista noastră, vedem aici câteva câmpuri, descrierea dacă o avem referitoare la secret și când a fost ultima dată retrieved de către aplicații. Un alt lucru foarte bun și care protejează atât dezvoltatorul de aplicație, cât și business-ul pe care îl aveți, este că dacă încercăm să ștergem un secret, vom vedea că el nu este șters automat. Avem o perioadă minimă de așteptare de 7 zile. Asta înseamnă că și dacă avem un eveniment nefericit în care cineva șterge din greșeală un secret, acel secret nu dispare, el va mai rămâne disponibil cel puțin 7 zile sau un număr între 7 și 30. Este un lucru foarte, foarte util în cazul în care lucrează destul de mulți oameni pe platformă și pot apărea accident. Vedem și configurația noastră, Amazon Resource Name-ul secretului, cheia de criptare, numele secretului, partea de rotire a acelui secret, intervalul și RN-ul funcției Lambda care se ocupă de acea rotire. Dar cum am folosit acel secret? Am luat ca exemplu pe lângă
ECS, care are integrarea prin acel environment variable, să luăm un value from, să luăm și serviciul mai recent lansat, serviciul RDS Proxy, serviciu care vă ajută să creați un proxy în fața bazelor de date, proxy care vă ajută în managementul conexiunilor către o bază de date RDS și, de asemenea, vă ajută și în cazul unor evenimente de tip failover sau probleme la baza de date, deoarece aplicația se conectează la acest proxy, iar proxy-ul în spate poate gestiona multiple noduri ale aceleiași baze de date, ușurând acea operațiune de failover. Aplicația nu mai are acel downtime, chiar dacă este mic. Serviciul ajută la micșorarea sau chiar dispariția acelui downtime. Să dăm un nume acestui proxy, să spunem ProxyDB. Dacă avem sau nu avem nevoie de TLS pentru conexiunile dintre proxy și aplicație și proxy și baza de date. Selectăm baza de date la care am vrea să se conecteze proxy-ul, procentajul de conexiuni pe care am vrea să-l folosească proxy-ul, câteva metrici suplimentare sau dacă avem o nevoie specifică pentru acest proxy în conexiune la baza de date, de exemplu un custom session, un custom character set. Și ce ne interesează pe noi, dacă avem un secret pe care vrem să-l folosim pentru conexiunea la baza de date. În cazul nostru avem acest secret. Putem crea un YAML role automat sau dacă avem un YAML role pentru a da acces acestui proxy direct la Secrets Manager, subneturile la care este pentru care este configurat acest proxy, iarăși ca additional configuration, security grupurile pe care le putem defini. De asemenea, putem defini și un enhanced login care practic face un save și ne arată într-un mod foarte detaliat toate query-urile care trec prin acest proxy. Odată creat, practic, avem acest secret și acest proxy. Aplicația se conectează la proxy, proxy-ul prin intermediul secretului la baza de date, iarăși rotirea acelui secret asigură o parolă, un user și o parolă, de fapt, noi, pentru aplicația noastră la intervalul la care am definit rotire. Cam atât avem ca și demo pentru astăzi. Mulțumesc frumos, Alex! Și eu mulțumesc. Uite, da, și avem și o întrebare interesantă pe chat. Nu știu dacă ai apucat să vezi. Din experiența voastră, pentru aplicațiile care rulează în AVS sau on-prem, care ar fi limitările de considerat pentru a nu folosi Secrets Manager? Asta e interesant, dat limitările serviciului. Nu știu, poate pentru on-prem și pentru a folosi Secrets Manager în cloud, nu știu, atunci poate trebuie dată și latența pe un apel de API la Secrets Manager, dacă are sens să fie implementată soluția asta. Depinde foarte mult. Serviciul este lightweight și răspunsurile sunt rapide. De asemenea, putem să, dacă discutăm de on-prem, putem avea o legătură fie dedicată ca Direct Connect sau un Transit Gateway sau un site-to-site VPN acolo, care să ne ajute să putem face acest retrieval cât mai rapid.
Din păcate nu văd, acum am intrat și eu pe Twitch, dar nu am văzut dacă mai erau alte întrebări sau dacă mai erau nevoi suplimentare la întrebare. Nu, asta e singura întrebare pe care o mai văd. Dar putem sta câteva minute în caz că... Sigur. Că mai sunt. Da, e un joiu sau Secrets Manager, îl văd pretabil, cum spuneam și la început, în scenarii în care trebuie să facem managementul a aplicații și aplicații distribuite. Avem microservicii care trebuie să aibă drepturi să acceseze sau să știe să acceseze anumite servicii, fie că discutăm de baze de date, fie că discutăm de API key-uri pentru terți. Și acele modificări pot deveni extrem de costisitoare, atât din punct de vedere timp și overhead, cât și din punct de vedere securitate, în primul rând. Mm-hmm. Pentru că putem uita, de exemplu, că un credențial ar fi trebuit rotit, iar în cazul unui audit, pentru că aplicația noastră, eu știu, stochează date de pacient sau este o aplicație guvernamentală sau avem ceva constrângeri prin contract, aceste lucruri se răsfrâng până la urmă și asupra business-ului. Cu cât este același approach pe care îl avem și cu partea noastră de securitate aici, cu cât automatizez mai mult aceste procese care sunt costisitoare din punct de vedere al managementului, cu atât te ajuți pe tine, în primul rând, să poți fi mai agil, mai rapid și în primul rând mult, mult mai sigur. Da, absolut. Și practic ne ajută să delegăm toate activitățile astea, nu, către un serviciu din Secrets Manager și apoi gestionarea se face la nivel de IAM. Probabil că deja îl folosim și cu celelalte servicii și atunci avem totul centralizat în IAM. Da. Este, de fapt, scopul este să ajutăm atât dezvoltatorii individual cât și enterprise-uri să poată să-și migreze sau să-și creeze aplicații în AWS cât mai simplu și cu cât mai puține frecușuri organizatorice posibil. Mm-hmm. Mm-hmm. Absolut. Ok. Mulțumesc din nou, Alex. Mulțumesc, Radu. Sper că a fost ok răspunsul ăsta. Putem rămâne. Câteva minute să vedem dacă mai primim și alte întrebări pe chat. Altfel, cred că putem anunța și următorul episod, episodul 6 ar fi, pe care încercăm să-l ținem peste 2 săptămâni. Asta ar însemna pe 30 iulie, cred. Și tema episodului următor o să fie serverless. O să vedem AWS Lambda și un pic din API Gateway.